La noi în țară autoritățile încep lupta cu fake news-urile și din presă, dar și de pe rețelele de socializare. Un grup de lucru creat de Departamentul pentru Situații de Urgență va pregăti o platformă informatică destinată special identificării știrilor false și a propagandei rusești. La această platformă vor lucra specialiști în comunicare din cadrul guvernului împreună cu cei de la CNA, dar și reprezentanții ai mai multor ONG-uri. Cetățenii care vor vrea să verifice dacă conținutul unei știri este adevărat vor avea la dispoziție o platformă specială. Potrivit jurnaliștilor de la Profit.ro, de proiect se ocupă un grup de lucru creat de Departamentul pentru Situații de Urgență, la care s-au alăturat specialiști de comunicare ai guvernului, dar și cei de la CNA. Potrivit primelor informații, platforma va scana conținutul presei online, dar și bloguri și rețele sociale pentru a găsi fake news. Platforma va detecta conținutul fals prin intermediul unor cuvinte cheie incluse în motoarele de căutare, dar și unor parametri de analiză. Spre exemplu, pentru identificarea unei știri false asociate cu guvernul sau cu unii lideri politici se vor folosi combinații de cuvinte precum mizerie sau furtișag. Autorii unor articole de investigații care privesc incompetența sau alte deficiențe în executiv ar putea fi bănuiți astfel de propagandă rusească. Decizia de a lua măsuri pentru combaterea fake news-ului vine la scurt timp după răspândirea informațiilor false cu privire la creșterea prețului benzinei și motorinei. Premierul Nicolae Ciucă anunțase încă de a doua zi că va lua măsuri împotriva intoxicărilor. Statul român are obligația de a-și proteja cetățenii, de a proteja economia, mai ales în această perioadă complicată provocată de invazia militară rusă în Ucraina. Nu voi permite nimănui să profite de această situație pentru ca, din lăcomie sau din orice alte motive, să încerce să destabilizeze economia țării și viața cetățenilor. Instituțiile responsabile vor fi ferme în verificările pe care trebuie să le facă și vor da sancțiuni drastice celor care încalcă legea.